bine v-am regăsit! Restaurantele, barurile și cluburile vor publica pe meniu anunțul tip formulat de Ministerul Finanțelor privind obligația de a primi bon fiscal sau îl vor pune la dispoziția clienților la fiecare masă, astfel încât aceștia să-l poată citi permanent, potrivit unui proiect de ordin elaborat de minister. Anunțul are sigla Ministerului Finanțelor și va avea în antet Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice, după care prezintă mai multe avertismente și drepturi. Citez: dacă nu primiți bon fiscal, aveți obligația să-l solicitați. În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia. Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa la extragerile lunare și ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale. Este interzisă înmânarea către client a altui document care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate decât bonul fiscal. Pentru a semnala nerespectarea obligațiilor legale ale operatorilor economici, puteți apela gratuit, non-stop, serviciul Telverde al Ministerului Finanțelor Publice 0800 800 085. Reprezentanții patronatului din industria cărnii vor discuta cu parlamentarii pentru a găsi o soluție la redresarea industriei de profil afectată atât de embargoul cu Rusia, cât și de consumul intern scăzut, dar și pentru a reduce evaziunea fiscală din acest sector. Inițiativa urmărește implementarea taxării inverse pentru lanțul alimentar de la livrarea furajelor până la vânzarea produselor alimentare din carne. Aceasta în contextul în care propunerea de reducere a TVA-ului la alimente a fost respinsă. Potrivit codului fiscal, taxarea inversă se aplică exclusiv livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în interiorul țării, dacă furnizorul și beneficiarul sunt înregistrați în scopuri de TVA. Prin aplicarea taxării inverse, furnizorul nu mai facturează cu TVA către clientul său, iar clientul înscrie taxa aferentă achiziției în decontul de TVA ca taxă colectată și taxă deductibilă, fără a mai solicita rambursări de TVA. O astfel de taxare s-a aplicat în cazul cerealelor, scrie economica.net. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!